Vâlcea este printre județele cu cea mai mare rată a șomajului din România, dar chiar și așa, firmele care oferă sute de locuri de muncă nu au pe cine angaja. Explicațiile sunt multe. Oamenii fie nu sunt calificați, fie preferă să trăiască din indemnizația de șomaj, fie merg în străinătate pentru salarii mai mari. Angajatorii cred că și desfințarea școlilor profesionale și de meserii a dus la lipsa personalului calificat. Nu găsim pe meserile respective, adică mai ușor găsești un om tractorist, un șofer, față de un om care poți să-l pui pe producție, pe bucătărie, pe ospătărie, pe recepție, de ești în față. Cei tineri așteaptă să se califice prin aer, nu? Nu prea sunt doritori să pună și mâna să muncească, decât în condițiile în care sunt plătiți foarte, foarte bine. Și dacă stăm să ne gândim, sus ajungi doar dacă muncești. Am găsit mai mulți muncitori necalificați, am găsit un domn care vrea lucrător PC și calificați doi ospătari și o bucătăreasă. Pe de altă parte, șomerii spun că își găsesc cu greu locuri de muncă pentru meseriile pe care le cunosc, chiar dacă oferta bursei este una destul de bogată. L-ați găsit în loc? Nu, pe domeniul meu de muncă nu. Ce? Constructor finisor. Și nu? Nu, deci electricieni, instalatori, pe domeniul meu nu. Căutați de mult un loc de muncă? Căutăm, da. Ce v-ar interesa? În mod special în vânzătoare, în comerț, da. Da. Ce ați lucrat înainte? Tot vânzătoare. Sunt cu nepotul, tot pentru un cadru, să vedem ce putem să-i găsim de lucru. Că acum a terminat școala și liceu și să vedem dacă îi găsim ori ceva de lucru, deci să aibă pentru viitor. Ca premiere avem de această dată în bursă un angajator care oferă 269 de locuri de muncă pentru perioada de vară, pentru toate categoriile de persoane, elevi, studenți, persoane în căutare în un loc de muncă, pe litoral, în servicii, în turism, ospătari, ajutor ospătari, barmani, cameriste. La sfârșitul lunii februarie, în Vâlcea erau peste 8.000 de șomeri, din care aproape 3.000 încă primeau indemnizație de șomaj. La bursa locurilor de muncă de astăzi au participat peste 700 de persoane, iar din acestea 386 au fost selectate în vederea angajării.